Bună seara, doamnele, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov vorbim despre bugetul municipiului în care trăim și noi, cotizăm și noi, să vedem ce ne așteaptă în 2018. Doamna Carmen Țop-Ferghete, președintele Comisiei Buget-Finanțe din Consiliul Local Brașov. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Nu se putea o persoană mai potrivită care să ne explice ce facem în 2018. Au scăzut banii pe care îi încasam, impozitul pe venit s-a dus de la 16% la 10%. Ce o să facem? Deocamdată, așa cum am prezentat și este deja aprobat bugetul, este un buget echilibrat. Avem surse proprii, ceea ce este bine pentru că putem să realizăm ceea ce ne propunem. Deficientul care, să spunem, putem să zicem lipsa acelor bani care se resimte dintre 10 și 16%, vreo 75.000 de lei, 75 de milioane, este foarte mult. Normal că au existat locuri de unde un pic am tăiat și am venit în jos de acolo, de unde nu că nu sunt importante. Că toate lucrurile pe care vrem să le facem în Brașov sunt importante. Nu ne-ar fi fost rei, da, nu ne-ar fi fost rei, da, poate. Acolo am încercat acum să le mai echilibrăm pentru a putea ca acest buget să-l folosim în general pentru dezvoltare. Dacă o să vă uitați, o să vedeți că aproape secțiunea de funcționare este aproape egală cu secțiunea de dezvoltare. Noi am venit cu acest buget pentru că în anul acesta ne-am propus să facem foarte multe lucruri la investiții și studii de fezabilitate, investiții în continuare, reparații atât la școli, reparații la instituții, reparații, dotări, pentru că este important ca aceste unități să nu simtă lipsa disponibilităților bănești. Da, până la urmă, toți oamenii ăștia care lucrează, respectiv copiii care învață în instituțiile aflate în subordinea primăriei, cred că trebuie să-și facă meseria, respectiv să învețe, da? De la caz la caz, în condiții optime, pentru că până la urmă pe ei nu trebuie să intereseze că a scăzut impozitul ăla de la 16% la 10%, adică Consiliul Local Brașov trebuie să vină cumva să și găsească, să echilibreze, da. Deci lucrurile. S-a găsit acest lucru să se poată echilibra în așa fel încât școlile, instituțiile, Direcția de Servicii Sociale, instituțiile de cultură, tot ceea ce este în subordinea Consiliului Local să nu simtă aceste lucruri pregnant. Deci să nu, o să le simțim la cheltuielile materiale, unde acolo s-au umblat pentru a putea să echilibrăm. Dar ei nu trebuie să simtă. Copiii din școli nu trebuie să le fie frig. Deci ceea ce se va întâmpla, vor fi izolate școlile, vor fi reparate instalațiile de iluminat, instalațiile de încălzire. Deci se vor face pe fonduri elvețiene, într-un sistem inteligent de construcții, se va reabilita școala 4 și liceul Colegiul Grigore Moisil. Deci sunt lucruri pe care noi vrem să le facem și pe care le susținem. Nu putem să nu facem aceste lucruri pentru că am afecta cetățenii Brașovului. Da, facem rabat, eventual facem rabat la alte lucruri, dar da, nu la astea. E ca am făcut familie, poate nu? Rabat, poate la salarii, să spunem, acolo unde lumea un pic se cam supără că îi scade. Dar trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă ca și oamenii să-și ia niște bani pentru munca pe care o prestează, elevii să poată învăța în condiții optime și cetățenii Brașovului să poată frecventa instituțiile de cultură, să poată frecventa sălile de sport, tot ceea ce înseamnă Direcția de Servicii Sociale, acolo unde se duc pentru nevoi personale stringente, să nu simtă că aceste lucruri se pot dezechilibra. Mă uitam aici pe partea asta de servicii sociale. Cu siguranță în perioada următoare o să facem o emisiune și cu doamna director de la Direcția de Servicii Sociale, doamna Topolicianu. Dar până atunci vă întreb așa pe dumneavoastră, chiar și doar la nivel de discuție. 30.000 de brașoveni, mulți, puțini? Eu zic că sunt mulți brașoveni care trec pe acolo. De aceea, dacă ați văzut clădirile toate care sunt acolo, să le dea posibilitatea să nu stea la să aștepte foarte mult. De asemenea, să le dea posibilitatea ca personalul să poată să se ocupe de ei. Și să-i verifice. Și să-i verifice, da, pentru important. Că se duc pentru ajutoare sociale, pentru alocații, pentru acel stimulent de inserție la mămicile care încep serviciu mai repede de 2 ani de zile. Ceea ce înseamnă că trebuie să aibă cu aceste persoane, deci ele nu au timp să stea acolo și nici nu au, se duc și cei care au probleme, da,
probleme sociale, nu? Și pentru locuințe se duc. Deci toți cei care se duc acolo nu trebuie să stea să aștepte. Nu au posibilitatea fizică să stea să aștepte. Și atunci ne-am gândit să reușim să facem acea clădire funcțională în așa fel încât personalul să se poată ocupa de ei și să nu trebuiască să aștepte foarte mult pentru a-și rezolva problemele. Cam câți locuitori mai are municipiul Brașov în acest moment? Bine, acum ne-am mai și extins. Știți, acum au mai venit 200 și ceva de mii. 270, 250, 250, 270 de mii. Deci, dar acum, pe care o să-i aducem și cei care vin în locuințele noi care se fac, Brașovul se extinde. Da, într-adevăr. Ca urmare, vin foarte mulți tineri și ne-am gândit și în acest buget este prins construirea unei creșe, unei grădinițe, unei școli. Ceea, este foarte important că atunci când, și asta s-a discutat și cu dezvoltatorii, când dezvolți un cartier, să poți să pui și aceste funcționalități. Nu trebuie să știi că o să fie copii mici, deci trebuie o creșă, ca părintele să nu se deplaseze în alt cartier să-și ducă copilul la creșă, să fie grădiniță de asemenea, școală. Deci toate acestea plus căile de acces, care sunt importante. Da, acum facem așa o paranteză apropo de dezvoltatorii imobiliari de la nivelul orașului Brașov. Eu am avut ocazia asta total întâmplător să văd într-o altă țară, că și noi ne dorim o țară ca afară, nu toată lumea bate toba că vrem o țară ca afară. Mi-am văzut niște viitoare cartiere. E drept că erau viitoare cartiere de case, da? Cred că e puțin important. Vreți să vă casele spun lor sunt cu etaj. E adevărat, dar nu, bine, era vorba de infrastructură. Da. Deci înainte să pună prima cărămidă și să sape prima groapă acolo, să pună o temelie la o casă, aveau toate utilitățile trase în zonele respective. Străzile erau marcate deja și era trasă o peliculă de asfalt, nu era asfaltul final. Avea vopsea din asta portocalie, galbenă, da, pe lateral. Ca se vede că este... lucra. Da, da, exact. La noi, mie mi se pare că totuși, la nivelul unui oraș ca Brașov, un oraș fost muncitoresc, actualmente e extraordinar de cultivat și civilizat, ne îngropăm în majoritatea cartierelor noi construite, ne îngropăm în noroi. Și cu foarte mici excepții pe care aș vrea să le laud sau să le salut, dar din păcate nu vrem să cădem în vreo extremă legată de reclamă. Dacă intri în cartierele astea, te duci în vizită la un prieten care s-a mutat într-un cartier din ăsta. Gata, a doua zi trebuie să te duci la spălat cu mașina. Unu la mână, doi la mână, nu mai vorbim de faptul că artere importante din municipiul Brașov sunt murdare permanent. Pentru că ies de acolo mașinile, atât celor care deja locuiesc în zonă, cât și mașinile de la construcții. Așa se întâmplă, dar acum noi ne dorim acest lucru să se întâmple și la noi în oraș, în momentul când se începe construcția cartierului, să aibă făcut această mică infrastructură. Pentru minimul că necesar, minimul gaze, necesar, canalizare, dar tot asta îngropat. Da, depinde foarte mult și de acest dezvoltator imobiliar. Cei care sunt serioși și care își propun să dezvolte o zonă, dar să fie și să corespundă cerințelor locuitorilor din zona, atunci se gândesc la aceste lucruri. Dar putea să vină, ce lumea a cumpărat 200.000 de metri pătrați. Vreau să fac un cartier în care vor locui 4.000 de familii. Da? Cedez primăriei drumurile, pentru că asta se va întâmpla inevitabil la un moment dat, trebuie să cedezi drumurile. Ați văzut că și cei care sunt de la case cedează, okay, ca să poată, ceda. Exact. Toți cei care... Bun. Pentru iluminat, pentru asfaltare, pentru canalizare și așa mai departe, dar de asemenea ar putea să cedeze și un spațiu mai mare unde primăria să facă o creșă sau o grădiniță. Păi s-a întâmplat acest lucru. Dar eu nu zic că nu se întâmplă. Dar zic că va fi se și pe viitor. Da, și pe viitor acest lucru vrem să-l punem în aplicare pentru că... Ca și hotărâre de consiliu local eventual. Am început să spunem deocamdată cu locurile de parcare. Pentru fiecare apartament din două bloc, locuri două de locuri parcare, de parcare. De ce? Pentru că se construiesc imobile cu 10 etaje, iar dezvoltatorii nu se gândesc că acolo trebuie omul să-și parcheze mașina. Și s-au întâmplat și s-au aglomerat toate cartierele Brașovului datorită acestor lucruri, că nu s-au asigurat toate locurile pentru cei care au mașini, locurile de parcare. Bun, înțelegem că pe oamenii ăștia interesează profitul. Este de la sine înțeles că altfel n-ar băga bani într-o construcție. Da. Dar dincolo de toate, pe 13 decembrie, când se lasă seara,
după ce treci de complexul comercial, pe partea dreaptă, pe trotuar, sunt parcate mașină lângă mașină. Adică da, pentru este. Pietoni este o zonă pierdută, da. Clar. Bine, cam... Că oamenii trebuie să-și parcheze undeva mașinile. Și nu? Așa, da, dar au cumpărat apartament. Dezvoltatorii ulterior au vrut să le vândă parcările la un preț foarte mare. Și stau goale. Da, și stau goale. Și ei își parchează mașinile pe trotuare. Nu este un mod de a privi această problemă și de a o rezolva. Acum va trebui în acest moment să se rezolve și aceste probleme. Dar pentru toți cei care vor construi, trebuie să asigură câte două locuri de parcare. Atunci presupunem că se vor construi și clădiri cu nivele mai puține, dar ca să se poată locui și să se poată circula în mod civilizat. Ați văzut că sunt cartiere unde nu poți să intri cu mașina pe alee. Păi se întâmplă ceva. Doamne ferește, trebuie să vină salvarea. Nu vorbim de mașini mici aici, da, dar aminte de o mașină de mari dimensiuni, deci ar fi o mașină de pompieri. Nu se poate circula. Și prin hotărâri de Consiliul Local vom rezolva. Deci am început încet, încet și le vom rezolva și aceste probleme. Dar împreună tot cu dezvoltatorii și cu cei serioși. Pentru că altfel nu ai cum. Nu ai cum. E adevărat, dar știți care, ce mi se pare mie interesant aici? Și probabil că ar trebui să pună accentul un pic mai puternic pe lucrul ăsta. Oamenii ăștia, tot de la primăria municipiului Brașov primesc toate avizele, nu? Și scrie clar pe hârtie. Oricum ne încărcăm cu hârtii și facem sute de dosare. Dar ca principiu ar putea fi clar. Ai câte apartamente vrei să faci? 1000. Ai 2000 de locuri de parcare? Nu. Că se întâmplă. Deci ei zic că vin și au subteran locuri de parcare. După aceea vin să le transforme în boxe. Da? Exact. Ceea ce nu este normal. Și atunci trebuie neapărat și în momentul când se va recepționa. Bine, românul e inventiv. Nu cred că e nație pe pământul ăsta care să-l ajungă pe român când vine vorba de diferența dintre hârtii și realitate. Disconfortul este tot pentru cetățeni. Tot pentru cei care locuiesc acolo. Disconfortul acestor transformări din parcare subterană în spații tehnice, tot pentru ei este. Pentru că nu au unde să-și așeze mașinile. Nu au cum să circule cu cărucioarele pe trotuare. Ați văzut? Nu ai cum să... Nu mai discutăm de că așa trebuie să... Sunt mașinile parcate, îi înțeleg și pe cei care au mașinile, dar trebuie să înțeleagă și dezvoltatorii că atunci când faci un lucru, trebuie să-l faci bine, în sensul să-i acord confortul locuitorului din zona respectivă. Da, probabil că atunci când se face recepția finală la o astfel de lucrare, atunci se va urmări aceste lucruri. Angajații primării vin și văd, ai locurile de parcare în beci? Da. Sunt mașini parcate? Nu, am făcut boxe. Nu se mai semnează. Da, da. Hai să vedem cum facem. Că până la urmă... Și până la urmă trebuie acel apartament, acea unitate locativă să aibă și parcarea inclusă în preț. Că până la urmă, nu, el cumpără apartamentul cu parcările. Dacă ei fac acele parcări. Doar dacă n-are cal, și asta e o glumă, da? Și poate să-l urce pe scări și îl parchează direct în living și cu asta, cu asta. Mergem la partea de investiții, pentru că am înțeles că vor exista și investiții de mare anvergură la nivelul municipiului Brașov. Primarul orașului promite o sală multifuncțională pentru evenimente și alte activități. De 15-16 mii de locuri. Da, în total. Deci este Bartolomeu, acolo unde a fost stadionul municipal, se va face această sală. Și chiar se va face pentru că este necesară orașului. Ați văzut că sunt evenimente unde nu avem spațiu unde să le putem dezvolta. Orașul Brașov, ne-am dorit să fim capitală culturală europeană. N-am avut cum, pentru că noi nu... Chiar dacă de facem evenimente, n-am putut de o asemenea anvergură. Ne dorim acest lucru. Eu știți la ce mă uitam, apropo de sala asta, mă uitam la Cluj. Ei, Clujul, mă rog, și-a luat avântul ăla pe care și l-a luat. Colegul noastră, Boc, a fost prim-ministru, a mai dat niște direcții către Cluj. Probabil a știut cum să acceseze anumiți bani mai ușor decât e favorizat și de așezarea geografică, are și aeroport. Ne dorim și noi să facem acest lucru. S-a auzit oftatul meu? Nu? Nu s-a auzit, n-am oftat. Așa, nu, vi s-a părut? Nu. Doamne ferești. Da, au și aeroport, l-au și reamenajat. Da, ați văzut, adică... s-au dezvoltat foarte mult. Și mă uitam la întâlnirea asta de tenis dintre România și Canada, la fete. Și mă uitam la sala aia imensă, frumoasă. Bine, nu se poate să ne avem. Adică ne-am hârșit, ne-am nu știu ce. Avem un patinoar olimpic. Bun, îl avem, se desfășoară competiții. Este foarte bine. Mai facem și concerte în patinoarul ăla. Și așa mai departe.
Trebuie o sală ca avem lumea, nevoie de această sală polivalentă. Până la urmă... Da, și va fi probabil... Au făcut ăștia la Sfântul Gheorghe, să mă iertați, o sală de... Da? Zici că e o zene. La ieșirea din Sfântul Gheorghe spre Miercurea Ciuc, pe partea dreaptă, este o sală de zici că e o zene. O să o avem și noi, Brașovul, pentru că este deja plin în planul nostru de investiții și se va dezvolta acest lucru, vom avea această sală. Vom avea și un pod care va face legătura cu Coresii ca să decongestioneze acolo circulația, tocmai ce discutam, da? Ca investiții mari. Vom avea și la, deci, la spital regional. Haideți să ne oprim un pic la legătura asta dintre Gara Brașov și zona Coresi. Într-adevăr, de când a apărut acest centru comercial, plus dezvoltarea imobiliară din zonă, care este una fabuloasă în momentul ăsta. Cred că se mută sute de familii, probabil, în câteva luni de zile. Și nu din Brașov. Da, din țară. Și alții foarte din țară, dar din și țară, da. Unii din Brașov care zic, gata frate, am stat într-un bloc construit în 65 care arăta ca o cutie de chibrituri, m-aș muta și într-un apartament unde este bucătăria desenată frumos, unde dormitorul este desenat frumos, unde living-ul este altceva decât sufrageria aia pe care o aveam în copilărie. Se schimbă conceptul, oamenii, mai ales tinerii, vor altceva. Nu vor e să normal, fiecare generație își dorește să fie altfel. Corect. Și atunci se aliniază și aceste lucruri. Și se blochează trafic. Se blochează trafic. 13 decembrie, într-adevăr, în orele de vârf, acum nu e chiar dar permanent. Se circulă, adică nu stai ca pe DN1. E adevărat, asta miști. Datorită faptului că există sensurile giratorii. Aia, da. Acolo la biserică, în tractorul, pe ăsta de la Făget, care face și el, creează așa un flux cât de cât normal. Apoi cel din apropierea centrului comercial, următorul și tot așa, există un flux pe care sensurile astea giratorii îl controlează. Da, adică te miști, ești tot timpul în mișcare, miști, nu da, stai corect. Foarte mult ca să... Dar este aglomerat. Nu suntem ca București, dar este foarte aglomerat. Și nu ne place să stăm în trafic. Noi suntem obișnuiți să traversăm Brașovul 15 minute, nici atât. Plecăm de pe calea București. Ne-am dorit ca acel timp să-l petrecem altfel, nu în trafic, să-l petrecem cu familia. Corect. Sau Da. Noi nu suntem obișnuiți așa cum ăștia din București, săraci, s-au obișnuit să stea câte 2-3 ore în trafic, n-au niciun stres. Da. Podul ăsta se presupune că va fi gata da. Într-un anumit timp, nu? Da, presupunem acum că vom putea să-l realizăm. Îl începem, este studiu, îl începem și el este bugetat, deci ne-am dorit să-l facem cât mai repede acum, că va fi gata anul ăsta sau la anul, dar îl începem. Va fi gata și podul, ERCA-urile, reparațiile capitale de la podul de la Fartec. Și acolo ăla trebuie, a cam stagnat, dacă mă întrebați pe mine, e ușor demoralizant, așa că da, va fi acolo. Gata anul acesta, este și aici și sperăm să se termine. Nu sperăm, deci cu certitudine se va termina reparația la el. Noi aveam, așa ne umflam, că așa suntem noi brașovenii, ușor punem una pe cărămidă și pac, ne-am dat o cărămidă în piept, zic, mamă, cel mai tare oraș din România. Și într-adevăr, la capitolul intrări și respectiv ieșiri din oraș, stăm foarte bine, stăteam și mai bine înainte să intre podul ăsta în reparație. Adică intram, ieșeam pe două benzi de circulație, pe sens, în fiecare direcție. Și pe DN1 și pe DN13 și mai trebuie București. Să suporte și reparații. S-a lungit foarte mult, s-au lungit lucrările, da. Trebuie și reparate, pentru că circulă și traficul greu și a fost acolo o problemă. Deci, acum sperăm să se termine anul acesta și să fie în regulă și intrarea respectivă. Da, era dezolant așa să vezi atâtea lucruri frumoase și te trezeai pe podul ăla la Griviții. Da, acum ne-am dorit să fie într-adevăr Brașovul să fie cel mai frumos oraș din România, să se poată circula bine, să avem locuințe foarte frumoase, să avem locuri de parcare. Le vom avea, dar acum nu se pot face toate într-un singur an. Dar vedeți ce înseamnă continuitate a mandatului primarului. Faptul că din 2004 este primar și și-a continuat acele lucrări, dezvoltarea orașului arată altfel. Pentru că și-a început proiecte pe care le-a continuat împreună cu Consiliul Local și asta este mare lucru. A avut o viziune asupra dezvoltării Brașovului, posibil că nu așa de mare cu acest avânt imobiliar. Dar acum se va rezolva păi, și acest lucru. Da, greu era de anticipat la un moment dat că o să fie Brașovul cam prin toate topurile naționale, apropo de, și aici vorbim de topuri pozitive, da. Nu negative. Și probabil că avântul ăsta era normal, așa cum e normal avântul și la Cluj. Da, se aștepta mai mult, de exemplu, de la Timișoara și nu se întâmplă. Au fost foarte multe necunoscute la un moment dat sau schimbări.
Clujul a luat un avânt fenomenal în momentul ăsta, dar probabil că dacă ne încordăm și noi un pic, o să ajungem. Da, am vrea atunci când întrebăm și cetățenii Brașovului dacă le place că Brașovul s-a dezvoltat, să spună că sunt mulțumiți și în ceea ce privește veniturile lor din buzunar. Respectiv, să se dezvolte, da, și latura asta, în sensul că să fie locuri de muncă mai multe și oameni care vor să muncească. Da, astea sunt, da. Cred că am putea să facem o emisiune întreagă pe tema asta. Dar în primul rând să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși și să nu avem nevoie de spital regional. Da, o să avem spital regional? Se pare că o să avem. Da, o să avem. O să avem spital regional, s-a rezolvat problema cu terenul. Acum se va rezolva și problema cu finanțarea și ne dorim acest lucru. Deși nu ca să fie oameni bolnavi. Nu ne dorim. Populația la urmă, spitalul nu se adresează întotdeauna. Ne dorim să avem un spital modern, cu dotări moderne și să se poată exploata la capacitatea la care va fi creat. Dar ne dorim să nu plece nici doctorii din țară și să se întoarcă înapoi, măcar la Brașov. Știți cum e, dacă sunt să se rezolve și problema cu salariile lor, exact. Mai ales a stagiarilor, unde am văzut și am înțeles că încă nu s-a rezolvat această problemă și a personalului auxiliar din sănătate. Pentru că noi avem acum o problemă la Direcția de Servicii Sociale, unde există acei asistenți sociali cărora nu li s-a putut rezolva salarul. Cei din sănătate, deci ei spun că aparțin acolo în sectorul sănătate, cei nu i-au prins acolo pe grila lor, din cu acela noi la primărie nu pot, că nu sunt pe grila noastră și atunci au rămas cu niște salarii foarte mici pentru niște eforturi mari, destul clar. De mari. Da, am înțeles că pentru sala asta multifuncțională pe care ne-o dorim, guvernul a zis pas, n-are, va băga una așa, arăta buzunarul. Dar se pare că pentru spital, am înțeles că pentru spital totuși pentru executivul a zis să ai treacă de la noi. Să fie și spitalul acesta, da, nu treacă de la noi. S-au gândit că... primește, doamne, și pe ăsta ce să... Nu, cred că a fost o insistență mai mare și aici chiar poate toți parlamentarii brașoveni au insistat pentru fonduri, că toată lumea l-a dorit să-l avem aici. Pentru da, asta și dacă ar mai insista aici pentru aeroport, dar este... Da, și acolo, pentru autostradă. În ceea ce privește aeroportul ăla, am niște feeling-uri ciudate. De ce? Nu știu, așa mi se pare mie. Ba Consiliul Județean vrea cu primăria Brașov și cu primăria Ghimbav, ba nu mai vrea... Când mai vrea primăria, nu mai vrea, când vrea o primărie, nu mai vrea cealaltă. Nu, cred că... Spațiul public este plin în momentul ăsta, e tot felul de variante. Păi, acum fiecare aruncă câte o vorbă și... Să n-arce câte o pisică moartă, că asta mi se pare dar mie nu, că se întâmplă. Adică atunci când se vorbește că poate ăla nu vrea, celălalt nu vrea, nu există certitudine. Certitudinea este că toată lumea vrea aeroport. Vorbind din Consiliul Județean, primăriile, cele care pot să participe la... Consiliul Județean, Covasna, dacă și vecinii au zis, hai, vede că venim și noi cu niște acolo bani. Acolo este Forinț. Un lucru la care toată lumea vrea să participe, pentru că ajută zona, nu? Noi am mai discutat aceste lucruri, iar aeroportul este ceva ce brașovenii și l-au dorit de mult. Poate și înainte de anii 90. Și autostrada aia, dacă s-ar face, parcă a zice, hai domnule, s-a făcut autostrada, ajungem de la Brașov la aeroportul Henri Coandă într-o oră și jumătate, oră 40, hai că tot e bine, dar ne trebuie aeroport aici la Brașov, pentru că eu sunt convins că se creează așa un nucleu. Mai vine câte unul și dă câte un exemplu, domnule, dar ce o să facem, dar cine o să-l opereze? Măcar să-l avem și sunt convins eu că poate pare simplist așa, dar eu cred că vom găsi soluții și cu cine îl operează. Se vor găsi soluții peste tot. S-au găsit soluții, deci s-au rezolvat probleme brașovenilor, dar ceea ce a ținut de zona, aici zonal. La București, când problemele... Țară. Nu. Da, nu, este mult mai greu acolo de rezolvat niște probleme, pentru că trebuie să le explici de mai multe ori neștiind zona geografică. Da, și când ai terminat de explicat, pac, a schimbat ministru. Da. Și te apuci din nou să explici. Și întotdeauna, că nu mai e același ministru. Dacă nu mai e același ministru, degeaba, trebuie să-i asta este continuitatea mandatelor, să spunem, și din executiv. Vedeți? Se schimbă la fiecare două săptămâni, mai schimbăm un ministru. Ce se întâmplă? Dar știți ce mi se pare mie? Asta cu la două săptămâni, oricum asta e țara cu asta de film, că nu cred că avem ce face. Dar mie mi se pare că și la patru ani este foarte rapid să schimbi total poziția. A venit ministrul liberal, vrea într-un fel. A venit ministrul PSD, vrea în altfel.
poți mai bine și alți miniștri, o să vrea și altfel. Păi nu, cred că ar trebui continuate aceste proiecte care sunt de anvergură, cum sunt și, este și autostrada. Cred că dacă noi am fi, dacă ar fi existat o continuitate, acea, până la ora asta noi ar fi trebuit să din avem... Din păcate la noi nu există lege, că dacă ar exista lege, n-ar exista tocmeală. Da. Da, din păcate. Din păcate, da. Sume importante prevăzute și pentru fostele cinematografe, Astra, Popular și Modern. Cred că jumătate din cei care se uită la noi nu-și mai amintesc unde au fost Astra, Popular și Modern. Da. Vă spun eu, Astra este la Casa Armatei, Popular este pe Mureșenilor undeva într-un gang. Habar n-avem, da, nu există, mai avem unde. Există, da, există. Da? Iar Modernul este cel de pe Griviței... Poate știți de librăria Șchiuță peste drum, dar nu știu dacă mai știți de librăria Șchiuță, că nu mai e nicio librăria Șchiuță. Da, vrem să se reabiliteze aceste cinematografe, pentru că ele au fost chiar o emblemă pentru Brașov și au fost foarte frumoase. Aceste săli sunt nefolosite deocamdată, până au fost, se vor reabilita și trebuie, orice locație trebuie folosită, pentru că este în interesul brașoveanului și chiar trebuie folosită. Dacă putem și ne permitem în această zonă de dezvoltare să alocăm bani, deci ne-am permis, le vom rezolva și pe aceste cinematografe. Sunt o groază de chestii din astea legate de cultură care se pot dezvolta în astfel de spații. Poate că cinematografe nu o să mai facem, că s-a și văzut în Brașov, au dispărut cinematografele de stat, pe urmă au apărut niște cinematografe private, cum au apărut următoarele cinematografe private, cum alea vechi, tot private s-au închis și ele. Da, dar o sală de cinematograf nu o folosesc strict numai pentru cinematograf. Poți să o folosești poți și la alte... Dacă o folosești pentru alte lucruri, pentru este, alte lucruri, este perfect. Bobocii mai primesc primul ghiozdan? Primesc și, și anul acesta, pentru 2018-2019. De asemenea, și elevii o să primească acele premii de merit. La premiul 1, 2, 3 vor primi la sfârșitul anului bani pentru ele. Primesc și bursele lunar elevii cu situație precară primesc burse pentru a se putea întreține și a merge la școală. Abonamentele elevilor. Până acum spunea că trebuia să fie la distanță de 3 stații de casă. Acum primesc abonamente gratuite toți elevii, tocmai pentru a stimula prezența la școală. Precizăm că numai pentru cei care sunt prezenți la școală. Orice absență înseamnă că ei nu mai primesc abonament gratuit. Deci este într-un fel și un control al părinților, este și un stimulant pentru elevi, pentru că banii care ar fi trebuit să-i dea pe autobuz, îi pot folosi. Auziți, dar nu putem să facem chestia asta și la parlamentari? Da, cred că ar trebui. Să le facem și lor. Băi, ai fost la ședință? Da, am fost. E, ăsta e bănuțul. N-ai fost la ședință? Nu mai e bănuțul. Dar păi, cum să-l atingi pe parlamentar care s-a chinuit și s-a străduit din răzputeri să ajungă acolo ce să-l mai e? Mulțumim frumos, doamnă, pentru participarea la emisiune. Așadar, se pare că avem niște bănuți și în 2018 să mai facem niște lucruri în, și acum luăm cărămidați, bang, una peste piept, prea frumosul nostru oraș. Mulțumim mulțumesc frumos! Și eu. Mulțumesc și eu. Doamne, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță, rămâneți alături de RTT.